Bună seara, prieteni! În cele ce urmează voi prezenta o linie de finanțare, să zicem așa, nouă în Programul Național Strategic 2023-2027. Este vorba despre linia investiții în sectorul legume și sau cartofi. Deci în PNDR 2014-2020 nu am avut așa o linie specializată strict pe un anumit domeniu atât de îngust. De aceea, pentru cei care se ocupă cu astfel de culturi, cu astfel de au astfel de ferme, este foarte de interes. Descrierea investiției. Această intervenție vizează investițiile corporale și necorporale necesare obținerii producției primare de legume și sau cartofi. Date fiind condițiile de climă, dar și investițiile limitate în spații protejate pentru astfel de culturi, producția internă nu acoperă necesarul de consum intern. Iată că și-a dat seama Ministerul de acest lucru și nu este rău. Acest sector este unul sensibil pe de o parte, luând în considerare gradul mare de specializare, diversitatea lucrărilor tehnologice ce presupun echipamente specializate, iar pe de altă parte sezonalitatea, perisabilitatea și dependența de asigurarea irigațiilor. Investițiile în aceste sectoare în spații protejate sunt de asemenea importante pentru a satisface necesarul de cerere pe piața internă de produse proaspete. Totodată, în cadrul acestei măsuri se au în vedere investiții pentru condiționarea și sau depozitarea, procesarea produselor agricole obținute la nivelul fermei, inclusiv comercializarea acestora în vederea creșterii valorii adăugate. Care vor fi criteriile de selecție a proiectelor? În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiecte care promovează forme asociative, apoi dezvoltarea structurilor agricole în mod echilibrat prin consolidarea exploatațiilor medii, promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale, maturitatea solicitantului, precum și managementul riscului la nivelul exploatațiilor. În consultare cu Comitetul de Monitorizare vor fi stabilite criterii de selecție care vor răspunde obiectivelor precizate anterior și vor putea fi identificate și alte criterii relevante pentru asigurarea realizării unor investiții durabile și totodată dezvoltarea sectorului agricol. În faza de consultare publică veți putea face și dumneavoastră propuneri în sensul celor spuse. Beneficiarii eligibili vor fi fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperativele agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri, grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care deservesc interesele membrilor. Condițiile de eligibilitate. Solicitantul va figura în sistemul APIA, ANSVSA, după caz, anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție. Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 de SO-uri. Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice. Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului. În cazul proiectelor care propun procesare, depozitare, condiționare, minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării, depozitării sau condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și sau din exploatațiile membrilor în cazul formelor asociative. Investiții eligibile. Haideți să vedem ce ar fi eligibil în cadrul acestei intervenții. Sunt vizate la capitolul investiții corporale, înființarea, extinderea și sau modernizarea exploatațiilor de legume, cartofi, inclusiv prin investiții în spații protejate și dotarea tehnică a firmelor cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice, specializate așadar pentru activitatea agricolă, specifice legumiculturii și cartofilor. Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile, precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile ca și componentă secundară. Înființarea și sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului. Înființarea, extinderea și sau modernizarea unităților de condiționare și sau depozitare. Înființarea, extinderea și sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului din punct de vedere financiar. Înființarea, dezvoltarea componentei de comercializare, marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului. Producerea și utilizarea energiei electrice și sau termice din surse regenerabile, solară, eoliană, geotermală, aerotermală, hidrotermală, ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, fără ca solicitantul să fie prosumator. Și investiții care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca și componentă secundară a proiectului. Utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă, înființarea și sau modernizarea căilor de acces în cadrul firmei, inclusiv utilități și racordări, ca o componentă secundară a proiectului. Din categoria investițiilor în activele necorporale, aici vor fi incluse organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului, achiziționarea de tehnologii, know-how, patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului, achiziționarea de software identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului, marketingul produselor obținute, etc. Deci forma de sprijin este tip grant, tipul de plată, rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiari. Valoarea sprijinului nerambursabil este de maxim 2 milioane de euro pe proiect, cu excepția acelor proiecte care propun simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, a căror valoare este de maximum 300.000 de euro pe proiect, respectiv de maximum 500.000 de euro pe proiect în cazul utilajelor pentru cartofi achiziționate de formele asociative. Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăși 65% din costurile eligibile. Se estimează că prin această intervenție vor primi sprijin nerambursabil circa 167 de ferme. Valoarea alocată acestei intervenții este de 151.383.529 de euro. Așadar, vedeți o diversificare a paletei pe orizontală, să spun așa. De ce? Pentru ca să se poată acorda șanse mai mari și unor sectoare care, dacă ar fi fost puse la un loc cu celelalte sectoare, probabil că nu ar fi avut șanse la finanțare sau nu ar fi avut aceleași șanse la finanțare. Este bine să luați în calcul această linie de finanțare. Vedeți că se acordă mulți bani, dar bineînțeles că proiectele trebuie să fie pregătite din timp și tocmai de aceea eu vă recomand să țineți aproape. Cereți accept pe grupul de Facebook Fondul Nerambursabil, la zi. Acolo, după ce veți obține acceptul, veți găsi un formular, de evaluare, îl descărcați, îl completați cum veți dori dumneavoastră, cu pixul sau la calculator. Îl puteți trimite înapoi, fie pe e-mail la adresa duplico@arondeacu.com, fie pe WhatsApp la numărul 0761130399. Noi vom vedea de unde pornim, care sunt necesitățile dumneavoastră și vom face împreună o strategie cu un calendar, da? Pentru ca să puteți să aveți șanse mari de a obține finanțare. Eu vă doresc o seară plăcută și mult succes în tot ceea ce întreprindeți.